Orașul Liten se pregătește de un adevărat maraton al sunetului și culorii. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, primăria și Consiliul Local al orașului Liten va organiza în perioada 24-31 decembrie o serie de manifestări culturale dedicate Crăciunului și Anului Nou. În după amiaza zilei de 24 decembrie, începând cu ora 17, sediul primăriei se va transforma în sediul lui Moș Crăciun. Datinile de Crăciun vor cuprinde un recital de colinde cu participarea corului liceului din localitate și a grupului vocal instrumental Izvorașul din Liten, interpreții Iuliana Aniței, Elisa Târgovățu, Claudia Țibic, Simona Mataki, Ioana Zaluschi, Diana Gâtman, Doinița și Cornel Iurea și Florin Costan. Reprezentanții primăriei Liten, în frunte cu edilul Tomiță Unisi, vor împărți daruri pentru cei mici, care la final se vor bucura și de un foc de artificii în prezența lui Moș Crăciun. A doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, începând cu orele 21, la Casa de Cultură Liten este seară de bal cu participarea formației Izvorașul. Așa cum am obișnuit oamenii din localitatea noastră, Crăciunul începe în ziua de 24, în ajunul Crăciunului, de fapt, când începe Moș Crăciun să umblă pe la casele oameni. De fapt, Moș Crăciun vine întâi pe la primărie, o să oferim un spectacol de colinde, un frumos foc de artificii, foarte multe cadouri pentru copii și vom trece după aceea pe data de 26, a doua zi de Crăciun, la un frumos bal. Pe 27 decembrie, începând cu ora 16, tot la sediul primăriei orașului Liten, este programat spectacolul Porniți plugul Măi Flăcăi, în care va fi prezentat un program de datin și obiceiuri de iarnă, susținut de ansamblul Ciobănașul din Șieuți, județul Bistrița Năsăud, Malanca de la Stroiești, Căiuții de la Mihorengi din Cernăuți și de Cetata de la Miroslovești, județul Iași. Cu acest prilej vor fi prezentate dansuri și muzică populară cu participarea soliștilor ansamblului Izvorașul al Casei de Cultură Liten, Elisa Târgovățu, Iuliana Aniței, Claudia Țibichi, Simona Mataki, Ioana Zaluschi și Florin Costan, iar invitat special Călin Brătean împreună cu ansamblul folcloric Dor Bucovinean din Botoșana. În ultima zi a anului, începând cu ora 13, sediul primăriei va fi gazda evenimentului intitulat Festivalul Parada Măștilor Urături, tradiții din zona orașului Liten. Pe data de 27 vom avea un alt eveniment, un alt spectacol frumos cu formații din Bistrița, din Iași, de la Cernăuț, invitat special Călim Brăteanu cu ceata de la Botoșana, iar pe data de 31, tot aici la primărie, unde vom avea montat o scenă pentru toate aceste zile, vor urca toate cetele din Liten, pe care le așteptăm cu drag și toate cetele vor primi premii. Așa că îi invităm pe toți să participe la aceste evenimente frumoase și sper din suflet ca aceste sărbători să le petreacă cu mare drag și cu mare plăcere aici la Liten.